Ok, păi bună seara tuturor. Noi suntem Agile Minds Community. Sunt alături de Florin Manolescu, Cristina Lupu. Împreună și cu alți colaboratori formăm grupul Agile Minds România. Din păcate, stai o secundă, mai intră lumea. Din păcate, Mihai, care practic e persoana care ne-a adus împreună, n-are cum să participe în seara asta, dar și el este inițiatorul practic acestui movement. Noi ca și comunitate avem practic meetup-uri lunare. O să găsiți pe grupul nostru atât de LinkedIn cât și de YouTube meetup-uri în care avem participanți special guests pe anumite topicuri de interes. Câteva topicuri, nu știu, partea de flow metrics, partea de dysfunctions of a team, partea de structură, o grămadă de idei care sunt destul de aplicabile în mediul de zi cu zi pe care îl întâmpinăm la muncă. Iar discuția pe care o avem astăzi nu este orientată pe un subiect anume. Este o discuție liberă, o discuție pe care noi o construim acum. Iar acest format se numește Virtual in Coffee. Câți dintre voi sunteți familiari cu acest concept? Noi cu Horea deja am discutat, am înțeles că el a mai participat la astfel de format, dar nu neapărat de la noi din comunitate. Nu știu, Ciprian, Tibi, Lector, ați mai participat? Ciprian pare Nu. față că nu a mai participat. Salutare tuturor. Eu nu am mai participat până acum la acest format. Ok, nu e nicio problemă atunci. O să trecem prin format step by step. Ca și agreement-uri, cei care lucrați în zona de agile, primele cinci valori pe care le avem sunt valorile din Scrum. Pentru mine sunt valori de bun simț, așa că de aceea am ținut morții să le afișăm. Sunt valorile pe care le avem noi la workshop. Iar câteva exemple prin care ne putem, să spun, exemplifica aceste valori sunt să împărtășim partea de openness, împărtășim din experiența pe care o avem. Evident, dacă ai un coleg la muncă sau o situație mai dificilă, ar fi indicat să nu dăm nume pentru persoana respectivă sau să încercăm să prezentăm doar contextul, astfel încât să nu existe, nu știu, vreo situație conflictuală. Un lucru de menționat ar fi, cum ați observat deja, că recording-ul pentru acest meetup o să fie uploadat pe YouTube. Așa că de aceea am preferat să evităm astfel de situații și să ne șiruiți camera, dacă se poate. Dacă nu se poate, nu știu, suntem dezbrăcați sau avem alte circunstanțe nefavorabile, evident, na, respectăm și acest principiu. Este unul dintre valorile pe care le avem. De ce am mers pe formatul ăsta? Ne-am dat seama foarte mult că de obicei pierzi foarte mult timp să creezi o agendă pentru o ședință sau persoanele care nu sunt responsabile de agendă, cu siguranță în al doilea moment stau pe telefon, își găsesc ceva de lucru, nu te simți implicat. Așa că, evident, atenția ta derivează de la subiect. Și totodată durează foarte mult să creezi agenda. N-ar fi o variantă mai faină să facem ceva ad hoc, dar totodată să fie structurat. Și de aici a apărut conceptul ăsta, care au venit doi băieți, Jim Benson și Jeremy Highsmith. Conceptul de Lean Coffee, participanții se strâng într-o zonă, nu neapărat într-un meeting formal, cum stăm noi online, ei se întâlneau în parc, de exemplu, și construiau o agendă pe baza topicurilor de interes ale oamenilor și după aia începeau să le discute în funcție de prioritatea pe care ei și-au setat-o împreună. Ăsta ar fi conceptul în mare parte și cam ăștia ar fi pașii prin care noi o să trecem astăzi. Să vă arăt și partea de backlog. În momentul de față nu este niciun subiect, cum am zis, agenda o construim acum împreună, așa că o să vă șeruiesc. Cei care aveți acces la Dane, Miro, du-te tu, vezi ce vrea, că m-aud încă șapte oameni ce vorbesc cu voi. am pus link-ul acum în chat. Iar cei care nu aveți acces la Miro, nu trebuie să aveți niciun cont pentru a vă putea conecta pe board, adică ar trebui să vă meargă plug and play. Văd deja că s-a conectat cineva.
Văd și pe Florin aici. Merge, merge. Bun. O să vă trag fix la partea de brainstorming pitch and order. Trei persoane on. Patru missing only. Trei. Dacă nu aveți, repet, acces la Miro nu este nicio problemă. Avem chat-ul de la Zoom. Puteți să scrieți în chat, iar unul dintre noi va copia acel mesaj și îl va adăuga în backlog-ul pe care îl vom crea împreună. Astfel încât următoarea etapă o să fie să ne piciuim topicul, și anume 15 secunde fiecare să prezinte măcar contextul sau să dea puține detalii despre acel subiect, ca să știm practic contextul acelei idei, să știm cum dezvoltăm subiectul respectiv. Iar după ce trecem toți prin topicurile pe care le-am afișat, le vom vota. Cum facem asta? Destul de simplu. Vom rula o sesiune de voting folosind Miro ca și tool. Itemele cele mai votate vor fi primele discutate, le tragem în zona de discussing și atunci ne apucăm să le disecăm. Cam asta ar fi prima parte. O să deschid și stage-ul următor când ajungem acolo. Că toți suntem la Lean Coffee, let's do it step by step. Are cineva vreo întrebare până când ne apucăm să adăugăm subiectele în backlog? Horea, Ciprian, Tibi, lector, văd un nodding. Horea, cred că s-a blocat ca și camera, nu-mi dau seama. Zâmbește și văd podul acolo în spate, dar pare că s-a blocat camera. Tibi, văd un like. Și lector, ești pe mute dacă ai zis ceva. Ok. Dacă e să revine. Bun, păi dacă nu aveți nicio întrebare, eu o să pornesc timerul. O să avem 3 minute pentru partea aceasta. Cum vă scrieți subiectele? Ori le dați în text în Zoom, dacă vă e mai simplu așa, ori dacă sunteți deja conectați, pentru că am văzut că mulți dintre voi sunteți deja conectați, o să vă mai trag o dată fix aici unde mă uit eu ca să fiți, îmi cer scuze pentru cei care scriau, că v-am defocusat. Dați dublu click pe un item și vă treceți gândurile pe el. Puteți să luați orice alt item, deci nu vă faceți probleme și dacă rămâneți fără iteme, puteți să creăm altele. Acestea fiind spuse, avem 3 minute. O să las această imagine ca un refresher pentru voi. Mai aveți un minut jumate. Dacă ați rămas fără idei, by the way, e un timebox. Putem să ridicăm mâna în Zoom sau să menționăm și oprim timebox-ul.
Cred că v-ați adus și cafeaua după o zi lungă de la muncă, e importantă. De asta ne aflăm și la Bogdan, Linkoff. bere se acceptă? Merge, merge. Dacă are Merge și gust pe. de cafea, e ok. E Bere neagră, brună. bere Bere bună, neagră, exact. da. E bună. E bună, Florin. Perfect. Bun, ne pregătim să lăsăm pixurile jos. Bun. Păi, o să iau from top to bottom, doar ca să piciuim topicurile respective. Cu mai ales 15 secunde, dar având în vedere că sunt destul de puțini oameni, cred că 30 de secunde ca să avem un context mai bine stabilit sau poate chiar un minut, aș zice, cred că e suficient. La fel, e un time box. Ok. Prima persoană care a scris... Eu sunt prima persoană care am scris. Ăsta este un scenariu din viața reală, se întâmplă chiar acum, s-a întâmplat chiar ieri, în care, în timpul unui meeting, mă rog, s-a întâmplat ieri în a oară, în timpul unui meeting, program managerul îmi spunea mie, eu având rol de delivery lead pentru o echipă, că trebuie să continuăm să push the team to meet the deadlines all the time and be on top of them. Bla bla bla. Cam așa suna, așa, make sure că lumea nu pierde vremea. Și că, ca să-l citez, a zis că natura umană este ca oamenii să ia lucrurile easy, așa, și că de-aia tot timpul trebuie să fim cu gura pe ei. Mă rog, nu aveam timp atunci să dezbatem foarte mult, dar ideea ar fi că ar trebui să-i răspund care ar fi neajunsurile push work versus le de teams pull work. De Ok. aici e întrebarea. Am multe de adăugat pe subiectul ăsta, Florin. Perfect, aștept și de la toată lumea ce să-i povestesc. Empatizez pe Da. acest subiect. Mulțumim frumos. Următorul challenge sau topic. Următoarea e venită de la mine. Am dat și mai mult context acolo. Deci situația este următoarea. Avem o echipă Scrum care lucrează Scrum de multă vreme, sunt destul de predictibili, dar care au un manager funcțional care le dă de lucru în afara backlog-ului, constant și destul de mult. Și sunt situații în care munca respectivă oprește progresul pe sprint și nu avem nu ne aduc, nu ne livrăm commitment-ul la final. Echipa nu ridică niciodată asta ca fiind o problemă. Adică, în retrospective, dacă discutăm ce s-a întâmplat cu sprint, întotdeauna explicația este a lor personală, a, că n-am prevăzut niște lucruri, n-am luat în calcul niște lucruri, niciodată nu discutăm despre elefantul din cameră. Și interesant. îmi pun întrebare, adică e acolo o colaborare între ei, aparent. Și îmi pun întrebarea ce ar trebui să facem în situații de genul ăsta. Și aș fi Da. curioasă să dezbatem dacă vi se pare interesant topicul ăsta. E fain și subiectul ăsta, empatizez și că l-am trăit și o situație asta. E partea interesantă, că de-aia zic că e așa interesant, e că lumea nu ridică impedimentul că a venit practic muncă din exterior și din Nu. cauza asta nu ne-am atins golul. Asta e partea interesantă. Nu, Da. exact. Ok, mulțumim frumos, Cristina. Și mai am una, următoarea e tot a mea. Da. Sunt convinsă că ați mai văzut-o și pe asta, poate formulată în alt fel, și anume cererea venită către echipe de a scurta timpul și efortul de livrare de la 6 months la 6 weeks sau ceva de genul ăsta. Și, mă rog, eu am răspunsurile mele, dar aș fi curioasă dacă aș putea să învăț ceva nou de la voi azi. Ok, fain, 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 fain și topicul ăsta. Bun, mulțumim frumos, Cristina. Următorul topic. Nu știu cine l-a ridicat. First time implementing Agile and using Jira. Eu l-am ridicat.
Te ascult, Ciprian. În momentul de față mă aflu în această situație în care trebuie să implementăm Agile și să folosesc colegii Jira și apare destul de multă reticență în a folosi Jira, cel puțin. Preferă Excel-uri, preferă tot felul de alte shared foldere de validări pe mail-uri și care, părerea mea, că nu ne ajută foarte mult. Da, old habits die very hard, adică e Da, că tot da, am da, vorbit mai da. devreme de natura umană, partea asta. Deci înțelegem foarte bine și acest topic sau luptele pe care le duci. E interesant. Nu știu ce l-a scris pe următorul, dacă l-ai scris tot tu, Ciprian, Tot eu sau... l-am scris, da. Ok. E vorba despre a motiva oamenii când ei nu sunt motivați. Adică în sensul în care, bine, nu mai sunt la compania de foarte puțin timp, dar compania a fost achiziționată de altă companie și cum să-i motivezi pe oameni în aceste condiții ca să fie motivat să mai facem lucruri împreună. Când, de fapt, totul se vinde. Ok, e strong și subiectul ăsta. Chiar vreau să te întreb de unde lipsa de motivație. Dar am înțeles acum fix ultima parte că există un zvon că Nu e, s-ar... e cert și e E sigur cert, da, e și cert. semnat. Ok. Mersi, mersi frumos, Ciprian. Și cred că cam astea sunt subiectele. Cei care nu ați apucat, cred că Mihai s-a conectat puțin mai târziu, o să fac un quick wrap-up la ceea ce am prezentat până acum. Nu știu dacă, Mihai, ai mai participat până acum la vreun Virtual Lean Coffee pe care noi l-am organizat sau dacă ești familiar cu subiectul. În formatul ăsta nu cred. Ok, atunci quick summary ar fi, noi ne aflăm în momentul ăsta la zona de brainstorming de topics. Creăm agenda pentru acest meeting acum. Am ajuns la partea de pitching the topics, deci de asta colegii practic au dat contextul pentru fiecare topic pe care l-au listat, iar acum urmează să votăm. Având în vedere că te-ai conectat puțin mai târziu, nu știu dacă ai și tu o idee pe care vrea să o adaugi în topicul discuției de astăzi, înainte să începem prioritizarea, pentru că după aia ar Da, fi prea, prea da. târziu. Mersi. Încă sunt la birou, sunt încă un pic în modul de muncă, așa că o să particip mai pasiv, cred, abia Ok, astăzi. nu e nicio problemă. Part of it is sharing your experience. Nu contează neapărat că n-ai trecut un subiect, dar atâta timp cât contribuim cu experiență și ne oferim, practic, anumite sugestii, it's still welcome. So, e super ok. Bun, păi avem topicurile pentru astăzi. Ce mai rămâne? Rămâne să votăm. Cred că mai mult de un minut, sincer, nu știu. Hai 2 minute, că poate vrem să ne mai uităm peste idei. Ok, cam astea ar fi topicurile pe care le avem în momentul ăsta de votat. Sunt 5 topicuri mari și late. Nu am grupat nimic pentru că topicurile sunt destul de separate, să zic, ca și scope. Avem 3 voturi. Puteți să votați același item, chiar și de 3 ori. Ideal ar fi, na, să ne distribuim voturile, n-avem cum în mod egal, dar măcar să fie două cu una date, pentru a avea mai multă varietate. O să pornesc sesiunea de voting, o să vă apară un pop-up cu Join Voting, dați pe Join Voting și atunci veți putea vota. O să vă fac și un live demo, aveți aici plusul. Pe fiecare item puteți să dați plus, dacă vreți să luați votul, dați minus în cazul în care v-ați răzgândit pentru unul dintre itemuri și când ați terminat partea de votare, apăsați I'm done. Și asta a fost. Eu o să dau I'm done. Ok, văd că a votat toată lumea. Deci nici nu mai avem nevoie, o să dau end for all. 4 voturi in. Hai să vedem ce s-a votat.
Bun. Deci, avem așa. First time implementing Agile and using Jira. Care sunt neajunsurile în mod egal cu partea de motivating people when they are not motivated? Și pe poziția numărul 3, iarăși la egalitate, cum ar trebui să se adreseze. Dar având în vedere că deja avem un clear winner, putem deja să începem cu topicul ăsta, într-un moment. Ce se întâmplă în partea următoare? Am ținut o surpriză până acum. Nu cred că o să ne mai spargem în camere, pentru că suntem un grup destul de mic. Vom rămâne toți în camera asta principală și vom discuta. Deci partea de breakout room va fi exclusă. Dar ar fi important ca cineva să țină timebox-ul, și anume un timebox de 8 minute pentru topicul pe care îl avem, cel de aici. Acesta va fi subiectul pe care îl vom discuta, pe baza contextului pe care l-a prezentat Ciprian. Vom extrage anumite idei pe baza la ceea ce se discută și după aia o persoană din grup va share-ui. Dar, evident, cum suntem toți de față, poate o să trecem peste concluzii. Cineva o să facă un wrap-up peste ceea ce am atins, ca să încercăm să ne adaptăm, practic, situației. Normal, dacă am fi venit din camere separate, evident era important să share-uim acele informații și cu restul colegilor noștri și de asta era partea de share-uit cu grupul. Are cineva vreo întrebare înainte să dau drumul la acest subiect? O să rog pe Ciprian să pornească subiectul, având în vedere că el a dat contextul. Și noi, evident, suntem aici ca să punem întrebări și să oferim anumite sugestii din viața de zi cu zi pe care și noi am întâmpinat-o pe partea asta. Da. Am eu o întrebare pentru Ciprian, ca să deschid așa, scuze Ciprian, tu zici acolo prima dată implementați Agile și folosiți Jira, prima dată, da? Ok. Da. Cum vi s-a vândut treaba asta, ca și din partea companiei sau din partea cine a luat decizia asta să lucrați Agile? De ce? Și de ce Jira și nu altul? Sau, cum, care a fost... Propunerea a venit de la grup și dacă vine de la grup, o îmbrățișăm cu plăcere. Așa. Așa, ideea este că propunerea a venit de la grup, dar ei nu au experiența de a lucra cu Jira și de a lucra în sprinturi și în momentul de față încearcă să facă ceva în Jira, dar fără să se folosească de ea. Adică creează niște story-uri, creează niște task-uri, dar doar ca să le creeze, că ei de fapt merg în paralel pe proiect sau project manager general, merge în paralel pe proiect cu niște Excel-uri ale lui, ale ei, pe ea. Ok. Și nu vine cu topic, adică nu folosește Jira deloc și e un proiect foarte complex. Și doar legătura dintre Excel-uri și așa o știe doar ea. Și totul este șeruit prin Teams. Ăla e singurul loc unde sunt subiectele la comun și totul se discută doar pe mail, în loc să se, nu știu, să se pună pe un pichet în Jira și fiecare să valideze documentul sau să atașeze comentarii și se pierde, nu știu, foarte mult timp pe Sunt curios. plimbatul ăsta de Excel-uri. Sunt curios cine scrie etichetele astea în Jira. Păi este cineva desemnat, dar doar le scrie la modul de a avea niște story-uri și niște task-uri acolo și a le da copii. Adică nici nu au stabilit un workflow pentru tichetele din Jira. Doar le deschid, le pun acolo și la un moment dat le închid ca să spună că a făcut task-ul respectiv. Am Fără înțeles, nicio deci legătură. sună cam ce am prezentat aici la ce caut la început. Așa avea o întrebare pe partea asta. Pe partea de Agile, efectiv, ce ceremonii folosiți până acum? Păi, deocamdată nu folosim doar stand-up-urile pentru că cu celelalte ceremonii mai durează pentru că încă nu le-am implementat în să avem Și task-uri în China. atunci în stand-up-uri folosiți Jira în vreun fel? Aveți vreun board în care să vedeți toate Nu, nu, storiile nu, din sprint? nu. Stand-up-ul se discută diverse lucruri fără niciun
G-Raport, mai mult din mai mult ce are general project managerul de discutat și cere inputul colegilor din diverse țări. Ciprian, când a început povestea asta de tranziție? De vreo lună de zile. O lună. Și e cineva care a fost desemnat să facă implementarea asta sau vă ocupați voi în echipă? Este cineva desemnat, doar că nu are experiența necesară. Aha. Adică ea a creat proiectele, tot ce e în jira, dar uitându-mă și vorbind cu ea, îmi dau seama că nu prea știe cum să le folosească la adevărata lor valoare. Sunt niște workflow-uri standard care noi ne dorim să fie customizate și multe alte lucruri. Da. Nu folosesc bug-uri, deocamdată folosesc altă aplicație. E o Nas. încrengătură de mulți Care factori. are nevoie de ajutor. Dar pe partea de Agile, tot i-a fost desemnat sau Tot persoana asta a fost ea a fost. desemnat? Da. Dar la fel pare că nu are experiența necesară. Dar ceva prezentare a metodologiei ați avut până acum? Știți ce înseamnă Agile cât de cât? Eu am venit de curând și asta de o lună, nu știu ce a prezentat persoana respectivă. Am constatat în săptămâna asta de când am venit că nu lucrurile nu stau așa cum ar trebui. Și mi-e greu să, mai ales că persoanele sunt de la grup și mi-e greu să mă duc către ele și să spun, haide să facem împreună, să învățăm împreună. Tu ce rol ai în echipă? Scuze dacă ai spus și n-am reținut. Sunt un fel de product owner. Aha, ok. Ok, deci tu ești practic, să zic așa, persoana care comunică cu project managerul, ar trebui să țină în sync, dacă și iau Excel-ul respectiv, requesturile care vin din partea customerului, să zic așa, dar, din păcate, din ce ai prezentat tu, project managerii nu se uită în Jira sau nu folosesc Jira pentru că ei au Nu tool-ul lor. folosesc, nu folosesc deloc. Tu pentru rolul de product owner faci requirements, adică știu că în diferite echipe și companii rolul ăsta presupune lucruri diferite. Momentan, nu fac, dar o să fac. O să faci. O să fac, da. Păi, Ok. sugestia pe care o am eu pentru tine legat de ce ai putea să faci tu în toată povestea asta ar fi să te gândești pentru rolul pe care l-ai tu, de ce ai avea nevoie în Jira, ca să poți să-ți faci un backlog, ca să poți să urmărești niște lucruri, și eventual să faci un set de specificații pentru partea asta de proces și workflow de Jira de care ai tu nevoie ca product owner, acolo. Da, asta sunt. Și Am propus o să întâlnire. începi de la bucata ta, pentru că povestea asta e mult mai mare și o să fie nevoie de timp și răbdare. Da, păi asta e următorul pas pe care l-am stabilit săptămâna viitoare, să mă întâlnesc cu persoana respectivă și să vin cu un set de cerințe și customizări pentru Jira, astfel încât Exact. să vedem dacă putem să ne apropiem de ceva la ce îmi doresc eu. Sunt Sau poate curios. mai sunt și alți oameni în echipă care au mai lucrat, în echipă sau în companie care au mai lucrat cu Jira, care ar putea să ofere ajutor. Am mai lucrat, dar foarte puțin. Nu au experiență în zona asta de product owner sau Administrare. Ah, ok. da, administrare. Doar au lucrat cu tichete, au creat tichete, dar mai departe nu s-au ocupat de backlog-uri, de printuri de tot ce înseamnă Jira. Sunt curios că ai zis că inițiativa vine de la șefii cei mari, de la top management. Sunt curios câți bani investesc în tool-ul respectiv și în licențe pentru a nu fi folosit. Da, asta e adevărat, da. Poate ar fi un punct de discuție, adică eu așa aș pune, să zic, problema pe masă, că dacă ați venit cu inițiativa asta și eu îmi petrec timpul să trec toate requirements-urile pentru transparență, pentru a pune toate persoanele la masă ca să vorbim aceeași limbă, ca și măcar project managerii să fie aware și să folosească tool-ul. Pentru că
Îți zic din experiența mea, am trăit partea asta, am fost nevoit la un moment dat, am fost pus să fac și exporturi în PowerPoint, pe care am refuzat să le fac, pentru că nu vedeam sensul. Era o muncă manuală, care era total inutilă din punctul meu de vedere, având în vedere că informația se afla direct în dashboard-urile respective din Jira. Dar e clar că îți trebuie buy-in-ul project managerilor, adică buy-in-ul project managementului, suportul din top Suportul din top management, prin a expune problema asta legată de buget și întrebarea why? Why are we doing this? Adică, cum a zis management. și Cristina, cred, sau Florin, de ce s-a mers? Adică pe partea asta, adică care e need-ul, dacă nu se folosește. Time is up pe partea de 8 minute. Se scurge foarte rapid timpul pe un subiect. Cum v-am prezentat în pașii anteriori, ar fi partea de sharing the takeaways. Iar nimeni n-a notat nimic, dar maybe next time avem câteva idei pe care le putem extrage sau le putem extrage chiar acum. Eu am reținut câteva idei, așa că mulțumesc. Ne bucurăm, Ciprian, ne bucurăm pe partea asta. Iar acum, topicul nu s-a expirat, să zic, nu s-a ars. Putem să votăm dacă vrem să continuăm pe discuția aceasta cu încă 4 minute sau vreți să trecem pe subiectul următor. Asta este partea următoare din exercițiu. Și o să facem, dacă e la Teams, foarte ușor, cine e pentru, ridică mâna, cine e pentru, nu, se abține. Pe partea asta o să las maxim 30 de secunde, nu cred că e nevoie de mai mult, ca să votăm. Ok, văd 4. We have the majority, așa că let's go another 4 minutes pe partea asta de subiect. Și acum avem și șansa să extragem câteva idei pe sticker. Bun. Băgăm 4 minute. Cei care nu au zis nimic, nu știu, Mihai, sau am văzut că mai a participat cineva, Isaac, nu-mi dau seama dacă trebuie să Nevenită. schimbăm pe limba engleză sau. Are you speaking Romanian or do we need to switch in English, Isaac? English. English maybe in the chat? Yes. Okay. So just as a wrap up, I'm going to pause the timer now. Actually, I'm going to reset it to 4 minutes. Only for Isaac. The format is the Lean Coffee format. If you're new to this format, there's basically six steps. We brainstorm the topics for the session. We pitch our topics. We vote them, so we prioritize them. We start discussing the topics, so exactly what you've seen previously when you joined, and we share the takeaways. And we also assess the interest for each of the topics. This is the current backlog, just for you to be aware of it. This is the topic in discussion, so first time implementing Agile and using Jira. And these are the next items that will be discussed. If you have a topic though, and if we will still have time, then you can add it basically to the backlog. But for the moment, this is going to be the run-through, the exercise, just for you to give you a quick wrap-up of what we've touched so far. So going back to the topic, we voted to extend for 4 minutes. And I'm going to start the counter again. And I was asking Mihai or Horam if they have any questions or suggestion for Ciprian's, let's say, challenge that he has, or he had, because I understood from him that he's no longer part of the challenge. But at least it's good to know. So, as a first proposal, would be to try to integrate Jira in multiple levels. This is a summary of what we talked about before. If in this case you have support from other, let's say, managers that will start using Jira, this will integrate better in the team. Another probably issue that was touched was to try to move away from all the Excels and any other part of keeping track that was used before and move everything to Jira. And then in this way, there will be more transparency, more visibility, and anyone can access it. And probably another recommendation was to integrate more of the Agile ceremonies and use Jira tools or boards. In this way,
to provide better adoption. Very, very Yeah, nice yeah. suggestion, Hora. And especially getting the people on board exactly within the ceremony. So inviting the right people and making sure you have the right audience there. Yes, Mihai, I interrupted you. I'm sorry. Yeah, Ciprian, no, it's Bogdan. I agree with everything, but basically, I would split the problem into two. One is Agile, and the other one is Jira. And with Jira, I think it's quite simple because if the information is only there and it's only put there from where it starts, it might be you as a product owner. I'm not sure about that, but it might be you. Then it's quite simple because only Jira will be used because only there's the information. So that's my point. So Jira will become actually the only sort of soft truth and the most updated one. That's the goal, I think. And Okay. I don't know. Right now, I'm in a corporation, but here's very simple. We use a lot of crazy stuff, incredibly crazy stuff, and people actually don't even flinch. So they ask how this should this be done? Okay, use that horrible tool, that 50 tool that we have. Okay, I'll do it. So nobody questions anything. It's quite funny. And in a small company, people will use wherever the data is stored. So It's a double-edged sword, exactly what you brought up, Mihai, right? If people are, let's say, keen on using anything, you just tell me and I will use it. That's also a sign. I mean, you could still challenge the why or the utility of the tool, but I see your point. So people are more likely going to use the tool if they embrace, let's say, other perspectives or other things. the problem is that our managers doesn't support implementing Jira and Agile so fast. They keep Maybe the problem starts there then. If they have to decide, oh no, we are using this or whatever you want to do. And you have to have manager buy-in. If you don't have that, why are we even talking about this? in this case, a bottom-up approach would be faster. I mean, start from the people that deal with the stories and everyday daily synchronization, and they update their part and then go up to features and then see the progress in features and to the manager. Maybe a bottom-up approach would be less faster, less constrained. Okay, and maybe a suggestion would Makes be sense. instead of all the projects or all the teams to be starting, let's say, using Jira, maybe they could have used the prototype team. Like only that team would work on Jira, and everybody as a stakeholder for that team will going to use that tool, maybe just to combine it with what Mihai and Hora mentioned as Also, if a you suggestion for the future, Cipian, because you mentioned that you're not there for the challenge anymore. Yes, Hora. Also, if you're syncing multiple teams, maybe it could be something like a word to a challenge who discovers more stuff to do in Jira, and then you can sync with what the other team does or what they tried. And also, another interesting part in Jira is to automate things. So this could actually help and reduce time and could be a movement to integrate. Faster. We lost you, Hora, for the last seconds. But basically, exposing the benefits of the tool instead of using it as the old tools. So, Yes, yeah. switching the focus on automation and automating part of the Jira, and then actually We lost you again. Probably is the connection in the car. You're going through an area which doesn't have the bandwidth. Okay. Can you hear me? Still with some blockage in the feed. Okay.
Now it's Now it's better? good. Now it's good. Now it's good. Okay. Yes. So what was I trying to point out is that if you focus on the advantages of using, like if you automate things and people get time, then integration would be faster. And also you can do something like a competition, which team finds more things to integrate or more things to automate. And then probably you could integrate faster. I like You the could, topics. for example, you could take the Excel that everybody uses and automatically generate features or epics or stories in Jira. In this way, you wouldn't have to sync between them. You would just run a process and everything would be there. And after that, update only Jira, and that would be the value. I like what Hora is mentioning. I was also thinking about the context. You mentioned that even the person in charge of implementing Jira or let's say passing on the knowledge, it's quite a rookie in that area. So probably talking about automation and doing that for all the teams, it's something an advanced topic. But I like the point because it points out the benefits of the tool and the true power of it. So for sure, that's the direction. Okay, time has run up with the extension. So the extra 4 minutes. Question is, do you want to continue on the topic? A quick one, yes or no, or we go on to the next one. So I'm going to give you 30 seconds to decide. I don't see any fast action on this one. So since it's a time box, I'm going to stop it. So this means we're going to move forward. I've seen somebody extracted some key points here. So focus on what you can do to help with the transition. Learn why this transformation is needed. What are we trying to fix? Ask for help from the team. There might be other people that have valuable knowledge. Agile transformation can be done without Jira and the other way around. Do we have management buy-in for this transformation? Transformation can be done in iterations. Not everything needs to be clear from the beginning. Start from somewhere. So thank you very much for the person that added a few of the let's say takeaways from the current topic. So I'm going to move this one to the discussed and continue with the next one. By the way, do you have any let's say since it's 2-2, do you want to cast a quick one between the two topics? Let's do it. Let's cast a quick one between the two topics. So for the people that are for the first topic, just raise your hand in the Zoom. And if you subtract from your vote, it means we go with the next topic. So meaning this one. Three. It's kind of a tie. I don't count myself, by the way. Okay, so it doesn't matter since it was like this, we didn't end up with a conclusion. So it didn't work the voting part. I'm just gonna pick the first one since time is moving fast. So motivating people when they are not motivated. If I remember correctly, this is also Ciprian's topic. So I'm gonna. Also my topic from my last company. So a quick refresher on this one, Ciprian. My last company was sold to another big company. And people get demotivated. And we still have things to do. And it was very hard to motivate them to do these things, considering that the company was sold. They didn't have any motivation to Okay. do things. I Okay. think a motivator in this area could be experiment, because if the company is going to be sold anyway, you know the outcome, so you can try to do it however you like it to be done before, when you didn't have any constraints. So that could be a motivator, in my opinion. I try to motivate people because by discussing some topics, vacations, passions, hobbies, to focus
on the good part of our journey to learn from each other, not always from things to do at work, but things that they do everybody in life. Maybe another direction would be also to help them with the transition, because everybody would be in the same position, probably discussing and taking some team brainstorming ideas would also feel it makes sense for them. By the way, is it a transition or is it a buy-in and close? Kind of, let's say, selling out the competition. What type of the company has been bought? What type, if you were aware of the decision behind it, Cyprian? Like I we don't want to know. grow, we want to grow, we want to, as Hora mentioned, we want to help these people transition with our way of working, or is it we buy them and then we close them? We buy them and we close them, and they didn't tell the people who will remain or who will not remain in the company. Okay. Cyprian, but that's exactly a reason to be very motivated, you know, to be motivated like I don't know, like a pig going for the slaughter, because your chance to not be slaughtered is to be very motivated and do great work, and you know, so I would be extremely motivated in the case you described. The transition was very long, and sometimes people were motivated, but after a few months, their motivation decreased rapidly. Well, the market right now is not really the best for job seekers. So, again, I at least in my mind, I'm not a tech person. I'm a, you know, product manager or project manager now, unfortunately. But in my mind, I would be very motivated. To fight for the seat, right? To be on the spotlight. That type of motivation. Maybe Yes, they found out new yes. information. You never know, Mihai. Maybe they found out that it doesn't matter what you do, it's gonna be a random pick. I think No, we're come on. You cannot be that depressive, really. My thoughts on that. We can switch to Romanian because Isaac is not with us anymore, from what I saw. Okay. A doua chestie. Aici sunt de acord și cu Mihai, deci poți să fii foarte motivat. O astfel de preluare poate să oferă o grămadă de oportunități. În general, sau nu, evident, dar în general cumva te demotivează atunci când te gândești la lucrurile nasoale care se pot întâmpla. Gen că o să ne închidă sau că o să dea oameni afară sau că o să ne locuiască sau, I don't know, ceva de chestia asta. Pe de altă parte, cred că știu despre ce este vorba, Ciprian, că am uitat un pic pe LinkedIn la tine. Deci ți-ai luat Cumva contextul și mai bine, Florin, asta am vrei să încercat zici. să înțeleg. Da, cumva poate fi o oportunitate aici. Evident că n-am detalii, nu-mi dau seama care au fost mesajele transmise de către managementul celor două companii. Ce... N-au fost? N-au fost. A, aici e, vezi, lipsa de Asta a fost transparență, greșeala, da. da, lipsa de comunicare întotdeauna duce la chestii de genul ăsta. Ideea asta, asta a fost problema, că mesajele n-au venit din partea, lumea a stat într-o tensiune și într-o incertitudine de cât de mai multe luni și da, mai erau lucruri de făcut și era foarte greu să ții oamenii motivați, mai ales că erau oameni foarte, cei care rămăseseră de când s-a dat anunțul cu vânzarea, erau oameni vechi care nu vreau să plece și erau oameni foarte profesioni, foarte buni profesioni. Și na, a fost destul de greu Sunt să curios. ies. Bun, dar care e cauza lipsei de motivare? Adică nu e clar ce să faceți, să se opresc proiectele, nu e clar ce cu ele sau Da, ce nu se era, întâmplă? practic eu când am plecat, nu era nimic clar.
Ok, uite, pot să spun din experiența unui prieten care lucrează la Facebook și s-a întâmplat fix aceeași chestie și nu se știa cine o să plece și au fost toți super demotivați și depresivi și în fine. Și probabil tech people, programatorii, probabil sunt adică e mai greu să intre în ce am descris eu, știi, adică din contră să vadă ca pe o oportunitate. Ce s-a întâmplat acolo a fost că de îndată ce s-a lămurit treaba și cumva s-au schimbat echipele și s-au clarificat ce proiecte rămân și care nu, au devenit foarte motivați. Deci lucrează 10-12 ore pe zi acum. Și foarte mult, tocmai ca să rămână în companie, știi, adică odată ce s-au schimbat echipele și au ajuns la un proiect la care le place și au rămas în companie și s-au schimbat, ideea cheia a fost că s-au schimbat echipele și cumva proiectele pe care lucrau. Și cum s-a întâmplat chestia asta, au început să bage de rup. Da, eu putem să. Da, bine, aici este un caz foarte specific pe care Ciprian l-a zis. Dar acum dacă ne gândim mai holistic așa, cum motivezi oamenii când nu sunt motivați, că asta se poate întâmpla în orice echipă fără să fie nevoie de o achiziție sau de altceva de genul ăsta. Da. Cam ce idee aveți aici? Ok, cam ce ați face voi? Presupunem că lucrați într-o echipă, ok, nu se întâmplă nimic decât că oamenii simțiți că nu sunt motivați. Aici cred că un prim factor e să afli de ce nu sunt motivați și ce îi determină, de fapt. Dacă depinde dacă e un singur om, probabil e o cauză specifică lui, dacă nu, probabil e o chestie generală și e un elefant în cameră, cum se mai zicea, care probabil ar trebui adresat și discutat. Cred că, în primul rând, de ce e primul pas pe care îl iei ca să afli cum poți să-i motivezi după aceea. Că se întâmplă destul ce am văzut eu, că atunci când o echipă este demotivată, este ceva, un factor comun care demotivează. Acum, vânzarea e unul din ele, dar ei pot să fie demotivați de, nu știu, de un manager, de modul de lucru, de foarte multe alte lucruri. Și da, trebuie să aflată cauza demotivărilor. Adică cred că orice acțiune ai lua înainte să înțelegi de ce, cumva nu prea dă șanse de reușită, pentru că, ok, încerci să le dai concedii, să crești bonus sau ceva, dar poate astea nu sunt motivele care afectează de fapt. Da, uite, eu am pus un link pe board, am folosit Moving Motivator, practica asta cu anumite echipe, pentru a identifica elementele care îi motivează pe oameni, din cele 10 care sunt acolo, vă invit să citiți. Faza este că orice întâmplare din viața unei echipe poate să aibă un impact diferit asupra oamenilor. Pe unii poate motiva, pe alții nu. Depinde de cum se raportează la ce se întâmplă în viața echipei și atunci cumva, ca să afli de ce, poți să discuți, de exemplu, uite, există și o retrospectivă de asta pe care o puteți face cu echipa și pe care eu am folosit-o la finalul unei iterații sau la finalul unei perioade de timp. Am folosit o retrospectivă de tip timeline, adică i-am rugat să pună niște evenimente care s-au întâmplat în perioada aia de timp și să tragă niște linii, așa cam cum a fost moralul lor impactat sau viața echipei impactată de evenimentele alea. Dacă e pe plus sau pe minus, și atunci poți să vezi, ok, ce s-a întâmplat, care a fost impactul în viața echipei, care a fost impactul asupra indivizilor din echipă și chestia de genul ăsta. A fost foarte interesant. Acolo s-au uscat niște discuții și cumva am văzut că unii oameni au tratat niște lucruri cu indiferență, alții au fost foarte impactați și emoțional sau inclusiv pe zona de motivație. Da, e grea întrebarea cum motivezi pe cineva, că ai subliniat foarte bine că fiecare dintre noi suntem motivați de alți factori și practic motivația vine din interior. Adică chiar dacă se găsește subiectul, poate, nu știu, pe mine mă leagă faptul că compania se vinde, cum zicea Mihai, băi, sunt mai motivat acum. Uite, se vinde și am oportunitatea de a lucra într-un mod diferit, a mă remarca.
Sau poate sunt oameni, bă, nu mai are sens să mai lucrez, cum ai descris tu, Ciprian, compania se vinde, hai că deja mă uit să-mi caut în altă parte, pentru că eu poate nu-mi doresc neapărat să rămân acolo, sau poate nu sunt neapărat pasionat de topicul respectiv. Adică motivația vine din interior și e greu să ai cheia sau pastila pe care zici, bă, am luat-o și gata, omul ăsta vine, îți rupe, cum descria Mihai, 10-12 ore îți bag acum fără să se întâmple ceva. E complicat. Aș mai adăuga, scuze, Nu, 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 credeam că ai spune terminat. Mihai că terminați, sunt, te rog. Da, aș mai adăuga ceva. Ok, zis că vine din interior. Da, ideal, dar totuși nu numai. Depinde foarte mult și de echipă, de firmă, de salariu, de multe chestii. De multe ori vine și din exterior. Adică ori dacă salariul e mare sau e mare pentru persoana respectivă în momentul respectiv sau vrea să rămână în echipă, uneori în orice echipă sau firmă, tot timpul vin din jur sau de sus cereri și task-uri. Și tot vin peste tine. Și când vin peste tine, sau adică ți le cer colegii, practic, tu trebuie să le faci. Adică până nu golești inbox-ul de e-mail-uri sau de task-uri sau ce ai tu, ești motivat. Știi? Depinde. În unele firme merge așa. În altele și pentru alți oameni poate nu. Nu e foarte plăcut uneori, da? Da, înțeleg, înțeleg. Motivația pe care o avem e influențată, evident, de anumiți factori. Adică nu poți să zici că te duci și faci voluntariat. Pentru că, băi, hai să continuăm, nu mai mă plătiți, se vinde compania, hai că rămân aici și bag 10-12 ore. Evident, probabil salariul respectiv sau proiectul, există un factor motivațional acolo. Înțeleg perspectiva Mihai și sunt total de acord cu ea că sunt factori care influențează, evident, din punct de vedere exterior. Nu, dar depinde foarte mult de mindset. Cine n-a fost în, mă rog, în interviuri în ultimul an, s-ar putea să fie cu impresia veche că sunt zeci de joburi disponibile și te angajezi imediat. Și atunci, ok, poți să fii foarte pretențios și să comentezi orice, lucrezi 8 ore și închizi și gata. Sau mor, dacă ai un job de zeci de mii de euro la Facebook, atunci vrei să-l păstrezi orice ar fi și atunci lucrezi până la 10 în fiecare seară. Că așa primești task-ul și trebuie să faci chestii. Dar dacă, cum am fost și eu, am schimbat job-ul în ultimele luni, când piața e mult mai proastă, atunci pur și simplu faci chestii. Adică dacă primești mail-uri și chiar dacă ai un șef care, mor, poate nu te înțelegi perfect sau așa, dar faci chestii. Le faci, pur și simplu. Adică nu mai e un... Nu stai că nu sunt motivat interior. Nu. Te duci și faci chestii, pur și simplu. Da. Nu știu dacă ai putut să extragi, Ciprian, ceva care să te ajute. Da, pentru da, că da, da. S-au extras anumite idei, inclusiv tool-uri pe care le-au menționat colegii, partea de Moving Motivators, workshop-ul acesta, Timeline Retrospective-ul, discuția liberă, transparență, e o chestie destul de importantă și da. Să pleci de la root cause analysis, nu? Finding the why și după aia începi să faci tot fishbone analysis-ul ca să-ți dai seama practic care ar fi factorii care au dus la demotivarea echipei. Bun, da. Eu am extins cu 4 minute pentru că am văzut deja că topicul mai dorea să fie discutat, așa că o să întreb dacă se mai dorește un extra 4 minute pe lângă cele adăugate by default. Bănuiesc că nu. Ok, atunci avem key takeaway-urile trecute acolo și extrag următorul topic pe care îl avem pe agenda. Care sunt neajunsurile push work towards teams versus let teams pull work? Am foarte multe lucruri chiar curente pe partea asta de adăugat și multe aha moment-uri. Dar o să-l las pe Florin pentru că el a venit cu subiectul ăsta să ne mai dea puțin un refresher pe direcția asta. Da, refresher. În contextul în care lucrez acum, există niște program manageri care în fiecare meeting pe care îl avem, îmi zic mie care am rolul de delivery lead, să continui push the team.
Ei au niște planuri așa cu niște nice to have dates, deadlines, ca să zic așa. Finger in the air, deci pur și simplu. I-am și întrebat, dar de unde vin datele astea? Așa, ne-am finger in the air, așa, ne-am gândit noi că așa ar fi cool. Care nu au niciun fel de realitate la bază, deci pur și simplu sunt niște dorințe ale unor manageri. Și în ciuda faptului că în tot timpul challenge-uim, sau cel puțin eu challenge-uiesc toate datele astea, mesajul este push the team, e să fie busy 100% tot timpul, să lucreze, să, așa, pentru că natura umană este să ia lucrurile ușor, take it easy. Și tot încerc să vin cu diverse lucruri prin care le încerc să le explic că nu este ok și că, apropo de motivație, deja observ o scădere dramatică a moralului echipei și a motivației, în ciuda faptului că eu nu fac chestia asta pushing către echipă, dar ce să vezi fac ceilalți pe diverse canale. Și întrebarea este, cum ați explica voi de ce nu e ok să facă mai bine către, nu știu, către niște manageri sau către niște clienți care ar insista cu modul ăsta de lucru? Aș fi și eu foarte curios să aflu cum poți să explici managerului ceva și să-și înțeleagă. Bună asta, da. Băi, eu am tot încercat în diverse moduri. Cumva se pare că ori nu mă pricep eu să explic atât de bine, ori cumva mesajele mele trec pe lângă ei. Și încerc să-mi dau seama cum aș putea să fac în așa fel încât mesajele să ajungă mai mult la urechile lor. Nu știu, cred că aici probabil ce ar putea interveni este eventual o listă de efecte. Ca ce ziceai tu, cum să ajungă mesajele la urechile lor, probabil ar trebui să înțelegi care sunt lucrurile importante pentru ei și astfel să înțelegi care e impactul pe acele lucruri. Cred că în direcția asta ar m-aș duce. Adică, ok, ei probabil, cum ziceai, stau cu degetul în aer și aruncă niște numere, dar cumva urmăresc și alte lucruri în afară de asta și efectele se văd pe acele lucruri. Au un, nu știu, ca să vorbim în termeni de program management, pentru că ai zis că asta e rolul cu care te lupți, Florin. Folosesc și risk management pe proiecte? Folosesc. Ai putea să te Există. legi de asta, din punctul meu de vedere, ca să vorbești pe limba lor. Da, pot să mă folosesc și de asta. Cu toate astea, toate riscurile care sunt ridicate acolo și toate necunoscutele care sunt adăugate acolo și amintite atunci când discutăm despre timeline, ajung mereu la ideea, trebuie să optimizăm încărcarea și paralizarea muncii. În condițiile în care aceeași echipă lucrează, să zicem așa, la trei inițiative în paralel și eu tot încerc să le explic că context switching-ul ăsta omoară productivitatea on top of all the meetings, adică ei au această cultură a avea calendarul plin de ședințe, de a folosi intens mail-urile, cu tot felul de action items, fără să folosească backlog-ul și așa, sau, mă rog. Poate ce te-ar ajuta în direcția asta e dacă ai trecut efectiv timpul de context switching și mail attendance și Da. efectiv comparativ cu diferența de remaining work, de fapt. Pentru Da, că trebuie asta să-ți se poate faci rost de vedea. niște date. Total, total de acord cu partea asta. Eu vă ascultam și mă gândeam fix la situația pe care am avut-o și eu. Și empatizez cu tine, Florin, pe partea asta. Dar la mine situația a fost puțin diferită. Eu am aterizat și am făcut partea asta de empowering the team, adică partea de let teams pull the work, și am tratat-o ca un experiment. Adică le-am arătat că atunci când le dai oamenilor spațiu să-și aleagă practic task-urile și să meargă ei în direcția lor, pulling in the work,
e mai efectiv decât atunci când se pușuiau foarte multe subiecte deodată care veneau din foarte multe direcții. Și practic au fost date, adică efectiv date cu dashboard-uri, cycle time-ul, partea inclusiv, ok, velocitatea nu e neapărat un metric, dar ei o foloseau foarte mult pe direcția asta, au observat că oamenii erau cât mai predictibil, pentru că un sprint planning era făcut ok, adică nu erau trase niște iteme doar să fie trase, te bazai pe un istoric, adică am creat niște tool-uri în care am făcut fix ceea ce a menționat Horea mai devreme, cu partea de cât timp trebuie să păstrăm pentru eventurile pe care le avem pe partea de Scrum, dacă ne dorim asta, sau alte eventuri, alte lucruri care vin on top of that. Cum ai zis și tu, foarte multe ședințe puse de aiurea, practic, care ocupau timpul oamenilor. Și la final a ieșit rezultatul. Atâta era capacitatea echipei. Nu știu, X story points. Păi dar cum e atâta capacitatea echipei? Păi atâta e, dacă a spus 500 de ședințe, a fost fix partea de transparență care a făcut să trezească și brusc oamenii nu mai participau la toate ședințele respective și a fost un leap of faith pe partea asta. Dar situația e puțin diferită, adică în cazul meu. Da, cheia cred că este ca managerii să ajungă ei singuri la concluzia asta, adică să fie ceva ce ei ajung să gândească. Trebuie să plece de la ei cumva. Acum, cum faci tu asta, nu știu exact, dar nu, altfel nu văd. Păi s-a menționat, partea de experimentez. Partea nasoală aici, că nu prea poți să experimentezi, să le bași pe gât oamenii în task-urile, doar de dragul tu prove a point. Adică asta e partea tricky pe care o ai tu, Florin, de făcut. Dar poate ai ceva în istorie în care s-a făcut treaba asta și odată ce ai venit tu cu way of working ăsta nou de empowering the people, ai putea să compari cele două situații și să le arăți că, pe uite, voi vreți mai mult, dar eu deja v-am oferit mai mult cu nou way of working. Da, a fost foarte interesant. Nu m-aș focusa atât de mult pe partea de experimentat, cât pe analizat efecte și revenit către management cu niște rezultate și efecte vizibile. Legat de consumul timpului, mă refer. Da, a fost adică în momentul în care zici că ok, avem un sprint de 3 săptămâni, dar de fapt din cauza ședințelor lucrăm doar o săptămână jumate, asta e cuantificabil până la urmă. Cel mai fain a fost că am fost plecat în vacanță două săptămâni și și-au făcut de cap, ca să zic așa, cât am fost plecat, în sensul că i-au luat pe oameni și au făcut un MPP, un Microsoft Project Plan, în care cumva i-a pus comită, dacă vreți, la niște date fixe, care să nu se mai schimbe pentru următoarele X luni, nu știu, până la final de Q1 2025, ceva de genul. Și când m-am întors în prima zi, mă rog, am intrat în meeting cu echipa, am zis ok, hai să spuneți-mi și mie ce s-a întâmplat, și mesajul a fost păi uite că ne-a luat așa și ne-a pus să jurăm pe roșu că o să terminăm și nu o să pierdem niciuna din datele astea până în 2745, ceva de genul, la mișto, știi, spuse. Și eram like ok, fine. Dar asta și... e fără o analiză a cum se împart lucrurile respective, fără a vedea exact cât durează, deci e un fel de waterfall așa. Da, i-a pus cumva să estimeze în zile cam cât ar lua niște chestii, nu a avut niciun fel de informație. Adică imaginați-vă că sunt niște data modeluri în care ai tot felul de business rules, ai tot felul de logică de validare, niște data enrichment, și dacă nu stai să faci o analiză pe modelele de date, e greu să estimezi cât ți-ar lua să faci ceva, pentru că nu știi informație. Adică poți să zici, ok, e complex modelul de date, sau e mai puțin complex și să zicem că seamănă cu un alt model de date și ți-ar lua cam atât, dar e foarte high level. Adică nici pe departe nu poți să zici că da, sunt 100% convins că așa cum își doresc ei, că pe data de, nu știu, 18 martie 2025 o să fiu live cu chestia aia. Acum, dacă vrei, poți să faci următor lucru. Estimările astea să le tratezi ca RAF, să iei exact aceleași task-uri și să le breakdown și să vezi exact care ar fi actual estimation. Și compari cele două numere. Cam asta se întâmplă, de fapt, pentru că nu prea au de ales, numai că tot timpul, dar tot timpul, sau mă rog, în fiecare zi,
primesc aceleași întrebări. Dar de ce s-a întârziat? De ce s-a întârziat? Și în ciuda faptului că explicațiile se duc întotdeauna inevitabil spre CAIS, developmentul software are o grămadă necunoscute și nu poți să fii sigur că, mă rog, dacă ai estimat, ok, ai estimat story points, nu știu, 5, 8, nu înseamnă că se termină în două zile neapărat, poți să dureze mai mult, I don't know. Plus că apar da, aici, aici apare diferența asta. De fapt, nu s-a făcut un actual estimation înainte, nu? Adică cumva ai ajuns în întârziere pentru că nu s-a mai estimat și s-a continuat ca și când ar fi fost acel timp. A, povestea e mult mai lungă. Povestea e mult mai lungă. Se ajustează planul fiecare zi. Că, se face chestia asta în mod frecvent și asta îi deranjează pe ei că eu ajustez planul în fiecare zi și ce să vezi, datele se mută pentru că, na, lucrurile sunt dinamice. Povestea e mult mai funny pentru că ei au, cred că au cel mai, deci eu am 27 de ani de IT, cred că este cel mai complicat proces de release pe care l-am văzut în viața mea și ca să vă imaginați, ca să putem să mergem live, a durat vreo 3 luni. Pentru că în ciuda faptului că development-ul era gata, au fost o grămadă de lucruri care ar fi trebuit să le facem, de care nu știam și nici până cap nu a trecut că să completez un Excel, de fapt, înseamnă ceva incredibil de complicat, pentru că nu era doar acel Excel în spate, se ascundeau și multe alte lucruri pe care nu le știam. Anyway, plusul, apropo de măsurători, au niște chestii de-astea de approvals de la niște manageri care nu sunt în viața echipei de zi cu zi și care habar n-au ce facem noi, dar ei trebuie să aprobe tot felul de artefacte pe care le facem noi. Evident că ei nu sunt în stare să aprobe până nu le dai context. Or, să le dai context înseamnă să pierzi foarte mult timp, pentru că trebuie să explici ce ai făcut nu știu câte luni de lucru. Și asta durează foarte mult și deși le-am spus, ei continuă să zică că trebuie să optimizăm noi cum muncim la development. Florin, în toate discuțiile astea, ești singurul care vine cu argumente? Nu sunt și alți oameni pe lângă tine care s-au lovit de situația sunt oamenii asta? Din echipă. Sunt oamenii din echipă. Sunt oamenii din echipă. Până la urmă, ca să-mi închidă gura, au zis că clientul are întotdeauna dreptate și atunci trebuie să tac din care. Cristina se referea dacă mai există și alți oameni pe poziția respectivă pe care o ai tu, adică gen colegi care mai pe sunt programele. Pe poziție sau... Na, inclusiv din echipă. Adică nu cred pe că... poziția de delivery lead mai sunt niște oameni, dar care sunt oameni angajați la ei, deci nu sunt neapărat ca noi furnizori externi. Da. Și cumva sunt tratați diferit, asta am văzut. Da. Se întâmplă des chestia asta, inclusiv diferența dintre angajaților și contractorii lor de acolo este cumva, se vede o diferență de cum sunt tratați. Concernul meu nu e pentru mine, dar am constatat, mai ales că cât am fost plecat și după ce am venit din concediu, am constatat că moralul echipei a devenit este foarte, foarte, foarte jos, pentru că pur și simplu n-a fost nimeni, da, care să-i ajute în perioada asta și acum cumva, știi cum e, e greu să repari ce s-a întâmplat acolo. Da. Cred că tot pe partea asta de metrică, cum ai zis tu... Da, exemple de proiecte vechi, historical data... Da, că totul tot suntem se la... traduce în banii la un moment dat. Că tot suntem la partea asta, stai că n-arăt bine cu degetul, la lean time. Adică... Eu ar duce într-un fel și spre prioritizare, adică atâta vreme cât tu poți estima că lucrurile inițiale o să dureze mai mult, poți să ajungi într-o discuție, ok, nu o să putem face toate astea, dar care sunt cele care trebuie să le facem? Și în direcția asta poate ajungi la același deadline, dar cu... un workload acceptabil. Și pe partea asta de furnizor de servicii, aș fi curioasă ce contract a fost negociat cu clientul ăsta. Asta e o discuție mai lungă. Fix deadline, da, fix nu. Scope, contractul fix e margin. Foarte... Nu, este time material with a cap, let's say, ca să zicem așa. Adică, pur și simplu, există un buget anual și în care niște oameni sunt pur și simplu
parte dintr-o echipă mai mare, unde sunt și oameni de la client, adică un fel de staff augmentation de față. Aha, ok. Deci e Că de asta flexibil, e. nu e ceva fix care trebuie livrat. Scopul e fix în principiu, numai că, adică știm care ar fi scopul de livrat, numai că nu doar noi, adică eu sunt oameni care, că aici iar e altă chestie, sunt foarte multe dependențe care trebuie gestionate și depinzi foarte mult și de alte echipe care trebuie să facă și ele niște lucruri ca tu să poți să ajungi la tan, știi, să zici că mergi live. Nu e, dacă ar fi doar la noi, ok, ar fi mult mai ușor de gestionat. Și asta iar încerc să le zic, păi, Scuze-mă un pic, te întrerup da, aici. te rog. Dependințele astea le poți gestiona la începutul sprintului în planificare. Și dacă nu sunt îndeplinite, nu iei cardul. Asta da, asta se face și așa, și există oameni la ei care fac chestia asta, push, că bat pe toată lumea la cap, dau milioane de mail-uri și se fac un milion de meeting-uri, că de fapt asta e chestia. Și le-am zis, bă, propunerea mea pentru ei a fost ok. Multe din echipele lor care sunt, să zicem, echipe, nu știu, vă dau un exemplu, infrastructură sau security sau alte lucruri care se întâmplă, trebuie să se întâmple acolo, se plâng întotdeauna că îi află foarte târziu, că trebuie să facă niște lucruri și nu au capacitate să facă. Și le-am zis, ok, bun, chestia asta se rezolvă foarte simplu. Dacă le dați oamenilor ăstora un heads-up cu ceva timp înainte, astfel încât să-și planifice și munca pe care o primesc de la noi versus ce mai au ei în backlog-urile lor, pe care oricum noi nu le vedem, că nu avem acces, ar fi foarte simplu să faci un forward planning, nu neapărat ca în safe, un PA planning de la până nu știu, dar ok, să ai un meeting într-o zi cu toate echipele implicate, să zici, bă, uite, în următoarea lună ne propunem să facem chestiile astea, avem nevoie de la voi de aia XYZ. Și cumva să aibă și ei cumva ceva predictibilitate, adică să nu mai fie treaba reactivă, să fie proactivă. Eu am vorbit, eu am auzit, am mai fost în un delivery lead de la ei care a propus același lucru și la fel. 6 luni mai târziu suntem tot acolo. Nu s-a întâmplat nimic din chestia asta și în retrospectiva care a avut loc săptămâna asta, chiar exact asta a reieșit de la una din echipe. Au fost foarte supărați oamenii că, bă, a sărit pe noi, dar noi nu aveam, că na, vacanțe, vară, chestii de genul ăsta. Adică dacă am știut din timp, altfel ne planificam. Toate E foarte echipele complexă treaba. lucrează la același produs sau bănuiesc că e pentru același client sau... Clientul e același, că e intern, produsele sunt diferite, că asta spuneam. Aici, na, imaginați-vă că sunt oameni care lucrează în zona de infrastructură sau ceva, sau de security, care deservesc. Ah, ok. Nu, înțeleg. Adică toți lucrează, practic, au platforme care platforma respectivă e integrată în produs. Asta am înțeles, dar e bine măcar că e același client. Doar că situația mai complexă era atunci când veneau, practic, și priorități diferite, știi? Ziceam Păi oamenilor că vin prea avem priorități nevoie de diferite. asta, dar, Păi vin. na. Asta se întâmplă, vin priorități diferite, adică vin și ce să vezi, sunt oameni care, bă, cine urlă mai tare, ăla primește primul, adică e o luptă de asta. Aia, că nu e aliniere pe partea de gol. Și cum ai zis Păi tu, cine urlă asta mai am zis, tare, ăla asta se face mai întâi. le-am propus să facem un ceva de genul forward planning, ok, hai să ne întâlnim, să discutăm, să vedem toate obiectivele pe care le avem în următoarea perioadă și să vedem să cineva să facă niște, sau mă rog, împreună să facem niște, deci să luăm niște decizii referitoare la, ok, pentru că eu sunt delivery lead pe o echipă, mai un alt delivery lead pe altă echipă, sunt 3 delivery leads pe niște echipe. Na, fiecare are, să Da, zic așa, e mult de disecat, Florin, pe partea da, asta, dar știu, asta am tocmai de și, asta zic, era știu, ultimul da. topic și am dat Da. extended 2 ori pentru că nu mai aveam timp să mai luăm un alt topic. Sper măcar că unele idei și unele sugestii să te ajute, că ai zis că acum nu mai o să fii pe proiectul respectiv, dar măcar să le iei mai departe Da, cu pe pentru tine. mai departe. Ultima parte, pentru că ne aflăm pe final, mai avem doar 3 minute, ar fi secțiunea de feedback. Noi v-am dat deja acces la board, dar ne-a interesat foarte mult să știm cum vi s-a părut contentul pe care l-am avut azi și discuția în sine, dacă a fost valuable, dacă ați putut să extrageți ceva. Cum faceți asta? E, efectiv, dați drag and drop la un token, de la 1 la 4, evident, creierul înseamnă că am mai creat niște conexiuni între neuronale și s-a mai sticuit niște informații nouă acolo. Să sperăm că pentru durată lungă, dar pentru durată lungă, urmărind un training recent, trebuie multă repetiție, nu deodată, dar treptat. Așa că vă mai așteptăm și la alte ediții ale Link of Fuel-ului, să trecem peste subiecte.
Iar partea de what I liked about it and to make it perfect, în funcție de ce feedback ne-ați dat mai sus, de exemplu, dacă ați dat un 3, ne-ar interesa să știm cum putem să îmbunătățim trecând un singur subiect la to make it perfect. Și evident, feedback-ul, dacă v-a plăcut ceva și ați vrea să-l păstrăm. Cam asta a fost tot pentru discuția de azi. Partea de feedback putem să o dăm asincron. O să mai postez acum încă o dată link-ul de la Myroboard în chat. Noi vă mulțumim mult de tot pentru timpul pe care l-ați acordat, având în vedere că e după muncă și suntem în luna concediilor, e very much appreciated că am avut prezența, chit că am fost puțini, persoanele care au fost aici cu siguranță au făcut un mare efort să vină, așa că vă mulțumim mult de tot. Vreau să-i mulțumesc și Cristinei și lui Florin, pe partea de co-facilitators, și la Mihai, care știu că o să se uite după aia la noi. Și vă așteptăm luna lui Mihai, viitoare. Da, îmi cer scuze, Mihai Olaru, că am văzut că Mihai Badralexe s-a uitat așa. Și vă așteptăm luna viitoare live. O să avem o întâlnire fizică dacă sunteți în București. Urmăriți-ne și o să primim detalii cât de curând. Da, aducem și cafeaua live de data asta. Da. Nu doar virtual aici în spate, o să fie și cafeaua live, dar nu o să fie formatul de Lean Coffee pentru data următoare. O să fie un workshop propriu zis. Deci o să fie partea de interacțiune și mai mult. Păi vă mulțumim pentru inputul pe care l-ați avut. Sperăm că ați extras anumite insights-uri valuable și să ne auzim cu bine la the next meetup. Seară faină. Seară faină. Noi mulțumim. Seară faină. Seară frumoasă. Pa, pa. Bogdan, close the...